Uviați, părinte Arsenie, uviați, părinte Rasofor Chesarie, preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși, iată în Duminica Crucii și în toată săptămâna aceasta este închinată Sfintei Cruci, am avut cea mai frumoasă ofrandă în mănăstirea noastră și catedrală, și anume ca doi aleși ai lui Dumnezeu care au simțit chemarea să se predea lui Hristos, tatăl Rasofor, fiul monah, și-au primit nume alese ca să aibă părinți duhovnicești care să-i poarte în rugăciunile lor înaintea lui Hristos, Mântuitorul nostru. Ce este această jertfă și rânduială? Este cea mai sfântă și frumoasă jertfă pentru Dumnezeu. Când vii la Dumnezeu și lași în urma ta toate și vrei să-i te dăruiești, deja intri în pridvorul veșniciei, dacă ții toate făgăduințele rostite înaintea Sfântului Altar. Aceste făgăduințe sunt de viață și de mântuire. Omul singur n-ar putea să facă aceasta, pentru că ispitele sunt mereu active, mai ales la monahi. Monahii și preoții sunt mai ispitiți decât oamenii de rând, pentru că ei se roagă mai mult și pentru că această cale este plină de săgeți pentru demoni. Orice rugăciune a lor însemnează săgeată ascuțită pentru demonii care se rănesc de rugăciunile aduse lui Hristos. Dar iată, în ciuda acestor ispite, la noi în România sunt multe mănăstiri și schituri și mulți vețuitori și dăruiți lui Dumnezeu, și avem monași în Sfântul Munte și la Ierusalim și în multe alte locuri, pentru că Dumnezeu a binecuvântat țara noastră, o credință vie care s-a așezat aici în Dobrogea la început și de aici a fost o explozie de raze de lumină către toate celelalte provincii românești. Iată, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur au avut legături atât de frumoase cu Ținutul Dobrogei și cu viețuitorii de aici. Trebuie să continuăm tradiția părinților noștri din primul mileniu, să întărim în mileniul al treilea creștin, pentru că încă nu este vremea sfârșitului lumii, cum în mod greșit vor unii să se amețească cu acest cuvânt, crezând că dacă își fac idei năstrușnice, au mai puține de suportat, ca și cum n-au ce să mai facă, e sfârșitul lumii. Mai e mult până la sfârșitul lumii acesteia. De aceea, noi trebuie să gândim la sfârșitul nostru, care poate fi în fiecare zi. Sfântul Apostol Pavel atât de limpede ne spune să vă purtați așa cum se cuvine, să uitați toate de cele din prejurul vostru. Sfântul Apostol Pavel a fost un monah desăvârșit, pentru că el a alergat tot timpul, s-a rugat tot timpul, n-a mai gustat carne deloc, muncea tot timpul. El este cu adevărat dascălul rugăciunei inimii,
dascălul statorniciei în credințe, dascălul care ne învață ce însemnează să așteptăm pe Hristos și să ne unim cu Hristos. De aceea zice atât de limpede: eu mor în fiecare zi, o spun spre rușinea voastră, și nu am altceva de făcut. Am o singură țintă, pe Hristos. Toate le fac pentru El și împreună cu El. Că tare am fost slab când umblam în rânduiala legii vechi. Voiam să fac ceva și toate mi erau împotrivă. Și gândeam, cine mă va izbăvi de trupul morții acesteia? Eu nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârșesc. Acum mulțumesc lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, că întru ele toate le pot și nimic nu este cu neputință când sunt cu Hristos. Eu una fac, pe cele din jurul meu le socotez drept gunoaie și alerg la țintă, la răsplata dumnezeieștii chemări de sus. Că cel îmi va da, Hristos, cununa cea veșnică a vieții. Călugărul trebuie să urmeze Sfântului Apostol Pavel, pentru că iată toate acestea pe care le-a primit: cămașa albă, este un nou botez. Crucea este un semn prin care trebuie să-L urmezi pe Hristos. Călugărul are cruce în față și cruce pe spate, paramanul, unde sunt semnele chinurilor, sulița, piroanele, și acel paraman, cocoșul care a cântat, să-și aducă aminte să nu se lepede de făgăduințele făcute. Și iată, le primește toate pe rând. Ce sunt hainele acestea pe care le primește? Sunt îmbrăcăminte și pavăză pentru cel ce merge spre Hristos. De aceea primește hainele negre, că s-a despărțit de lume. De acum înainte își plânge păcatele, se căiește pentru ele și iese în afară din lume, iar dacă este în lume, după cum Mântuitorul a venit în lume, dar nu s-a amestecat cu lumea, și ne-a învățat pe toți, lumea iubește ce este al său. Ucenicilor săi însă le-a spus: voi nu sunteți din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. De aceea vă urăște pe voi lumea. Cât de mulți sunt care comentează ca și cum facem un rău că ne rugăm, că venim la biserică, nu e bine, că stăm în genunchi, nu e bine. Să nu ne descurajăm, să nu ne mirăm, să ne rugăm pentru toți aceia, să avem dragoste pentru orice om care se află în genune și dacă putem să-l ridicăm. Și iată câte făgăduințe a făcut Părintele Arsenie în această seară. Când i-am dat numele, m-am gândit și la Sfântul Arsenie cel Mare, dar și la Părintele nostru Arsenie, care a fost atât de cunoscut, atât de înțelept și care a marcat viața multor oameni din toate stările sociale, de la cel mai de jos om fără carte până la cel mai înalt cu rang de președinte. Și iată, Părintele Arsenie avea o claritate, o dăruire, o înțelepciune, avea cele mai exacte răspunsuri
la întrebările pe care le punea cineva, și am văzut aceasta când l-am adus la conferință, la Casa de Cultură, și a fost cea mai numeroasă prezență, pentru că oamenii îl iubeau și voiau să-l asculte public. A fost modul cel mai frumos în care s-a exprimat părintele nostru Arsenie. Iată, ai cuvioase, părinte Arsenie, pe Sfântul Arsenie cel Mare, dar și pe părintele nostru, pe care Dobrogea îl știe ca pe înțeleptul părinte Arsenie, dar veneau din toată țara și luau sfat și se mărturiseau și primeau cu bucurie raze de lumină. De aceea să rămâi un Arsenie adevărat, că ai venit cu smerenie, cu credință și cu dăruire. Și eu mă bucur că această catedrală noastră a dobândit un astfel de cuvios părinte și urmează și tatăl, care are o formație foarte frumoasă din lume de disciplină și care a venit cu toată inima, părintele Rasofor, acum Chesarie. De aceea, iată, vă doresc ca ceea ce ați început în seara aceasta să duceți mai departe. Luați aminte la cuvintele Sfintei Evanghelii, să nu iubiți ceva mai mult decât pe Dumnezeu, să luați jugul lui Hristos, că jugul lui este bun și povara lui este ușoară. Care e povara jugului lui Hristos? Este libertatea în Duh, în bine. Binele este infinit, răul este limitat, răul este întortocheat și înșelător. Binele este numai lumină și numai bucurie și numai rază spre cele înalte de dragoste, de credință, de nădejde și de facere de bine. În fiecare zi să vă faceți pravila, așa cum spune rugăciunea la metanii, să nu stea mintea slobodă niciodată. În afară de pravile, să fie paza minții necontenit, să găsiți timp și pentru citire, pentru tot ce trebuie să ne țină mintea și inima în prospețime, ca să putem să primim și să dăruim necontenit. Totdeauna să aveți dragoste față de Dumnezeu, dar și față de cei din jur. Și luați aminte, credința, nădejdea și dragostea sunt virtuțile care ne unesc cu Dumnezeu. Dar pe toate acestea le țin într-o intensitate corespunzătoare smerenia și răbdarea. I-am avea credință de mutat munții dacă nu e unită cu smerenia. Este o credință care seamănă cu cea a demonilor, care cred mai mult decât noi, că l-au văzut pe Dumnezeu. Și dacă nu avem răbdare, risipim toate virtuțile. Să nu ziceți niciodată nu mai pot sau mi-e prea greu, că nu există așa ceva. Fiind tot timpul cu Hristos, El săvârșește în noi lucrul Său. De aceea v-ați predat lui Hristos ca să vă fie cărmuitorul vieții frățiilor voastre. Când viața este condusă de Hristos, răul nu se poate cuibări, dar trebuie să rămâneți în trezvie, în rugăciune, în facere de bine, în iubire,
în smerenie, în credință și în nădejde. Fie dar ca bunul Dumnezeu să vă călăuzească în permanență și sfinții călăuzitori să vă fie mereu modele de urmat și mijlocitori înaintea bunului Dumnezeu, iar crucea pe care ați luat-o astăzi să fie o cruce cu raze de lumină tot mai strălucitoare și cu jertfe tot mai adânci și vii pentru viața voastră, căci crucea este arma cea mai puternică împotriva oricărui rău, începând cu cel viclean care se teme de cruce și fuge de ea. Rămâneți cu crucea pe pept, pe spate, în inimă și în suflet, și crucea să vă călăuzească, pentru că astăzi ați luat-o aievea și cu ea să călătoriți, ca viața să aibă cale spre Dumnezeu și prin Dumnezeu care va cârmui viața voastră să ajungeți și la limanul vieții cele veșnice. Amin.